Pe raza localității Cumpărătura a avut loc un accident în care au fost implicate două autoturisme. Din accident au rezultat 4 victime care au fost transportate la Spitalul Județean Suceava. Pompierii militari au intervenit cu modulul SMURT, autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURT Team. În sprijin au fost solicitate și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Deoarece au fost curgeri de carburanți pe șosea, la fața locului a fost trimisă și o autospecială de stingere pentru sablarea carosabilului. La fața locului a intervenit și profesor universitar dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURT Iași, coordonator SMURT în regiunea de nord-est a țării, care se afla în drum spre Suceava. Cei 4 răniți au fost transportați la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Suceava.